O nouă trupă de teatru la Casa de Cultură Eugen Nicoară din Reghin. Este vorba despre elevi iubitori ai teatrului și pe care îi leagă pasiunea pentru artă și cultură. Ca și metodă de promovare, au ales să pregătească și să prezinte un moment poetic din operele lui Mihai Eminescu. Aceștia au fost ajutați de către coordonatorul lor, Aurel Zileriu. Un mic moment poetic, cum se spunea mai demult. Încercăm să facem debutul noilor actori de la Teatru Clasic de la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Toți sunt debutanți, cu excepția lui Bogdan, care este un veteran al trupei. Și am zis că se începe cu ceva ușor. Au vrut să aducă în atenție revolta eminesceană, dar și ceva diferit, mai puțin cunoscut. Un fragment din Împărat și Proletar și din Scrisoarea a treia, iar și un fragment mai puțin cunoscut, adică mai puțin folosite în general. Sunt mai puțin interpretate și încercăm să facem ceva mai deosebit. Tinerii actori aflați la început de drum au vorbit despre momentul lor artistic, colegii, repetiții, coordonatorul lor și nu în ultimul rând despre Mihai Eminescu. Din câte se va putea observa în acest moment, noi prezentăm în general partea umană a lui Mihai Eminescu, o parte care nu este atât de celebră, nefiind foarte popularizată revolta eminesciană. Îmi place, dar pregătirile, a fost mai special, fiind trupă nouă, toți fiind noi, neștiind ce să facă, cum să facă, a fost chiar interesant de observat. În această piesă este vorba despre revolta eminesciană, am intitulat-o noi, despre țara noastră, despre ceea ce se întâmplă în țara noastră, ceea ce nouă nu ne place, ce nu este drept. Am avut câțiva prieteni care făceau teatru aici și mi-a plăcut ceea ce fac, am venit la câteva spectacole și am zis că de ce să nu încep și eu. Este pasiunea mea de mult descoperită și este benefică pentru mine, cel puțin deoarece mă ajută mult să mă descoper pe mine însumi și să am încredere în mine. Domnul Zileru, care mereu e acolo în spate, să zic că să încercăm să fim cât mai serioși. Cum sunt pregătirile cu dânsul? Sunt amuzante, îmi place că de fiecare dată ne corectează și vine cu idei din ce în ce mai bune. De mult am vrut să vin la teatru și mi s-a părut întotdeauna o idee super să particip într-o grupă de teatru. Acest moment este unul special, deoarece îi putem aduce un omagiu lui Mihai Eminescu. A fost un scriitor și îl admir foarte mult, deoarece a putut să își exprime sentimentele într-un mod unic și special. E bine, din ce în ce mai bine. A fost greu și destul de dificil, dar am reușit. Colegii, cum ți s-au părut? Bine, ne înțelegem foarte bine între noi, cu unii sunt și colegă și tot mai bine. Este un om excepțional. Ne ajută foarte mult și se implică în toate activitățile și piesele. Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă, unde pătrunde ziua printre ferești murdare, pe lângă mese lunge, stătea posomorâtă, cu fețe întunecoase, o ceată pribegită. Copii săraci și sceptici ai plebe proletare. Întregul moment artistic va putea fi văzut la Dareghin TV sâmbătă 16 ianuarie. Acesta va fi difuzat în cadrul jurnalului de Reghin.